Ministrul Mediului sfătuiește românii să nu strângă peturi în balcon înainte de 30 noiembrie. De ce? Pentru că până la urmă o fac degeaba. Până la acea dată, niciun ambalaj nu va genera cei 50 de bani acordați drept garanție. Sistemul de garanție returnare, așa numitul SGR, se va aplica de la sfârșitul acestei luni. Din 30 noiembrie, românii vor plăti o garanție de 50 de bani atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să-l aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți și atunci va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal. În direct cu noi este chiar Ministrul Mediului, domnul Mircea Fechet. Bună ziua! Bună ziua! Aveți informații că oamenii deja au început să strângă peturi sau alte ambalaje astfel încât de la intrarea în vigoare a măsurii să meargă apoi cu ele la magazine? Și am văzut și un sfat pe care îl transmiteți, să nu facă asta pentru că nu vor putea să-și recupereze niciun... să nu vor putea încasa cei 50 de bani pentru că ambalajele vor fi marcate ca atare de când va intra în vigoare măsura. Am făcut acest lucru mai curând preventiv pentru a mă asigura că cetățenii știu foarte bine ce au de făcut și dincolo de faptul că și compania Returo va avea o campanie de conștientizare unde va explica foarte clar ce ambalaje participă și care nu, ce tipuri de fracții. Cred că este bine să spun și eu aceste lucruri, respectiv faptul că românii nu au de ce să strângă astăzi ambalaje care nu sunt purtătoare de garanție și care nu sunt parte din sistemul SGR, nu au logo-ul sistemului pe etichetă, pentru că acele ambalaje nu vor avea nicio valoare. Cu alte cuvinte, peturile pe care astăzi le avem prin casă ar trebui duse la punctul de colectare din fața blocului sau la pubela pentru reciclabil, pentru că începând din 30 noiembrie, repet, vom putea recupera doar acele garanții pe care le-am plătit atunci când am cumpărat o băutură aferentă sistemului SGR. Cu alte cuvinte, plătim 50 de bani la magazin când cumpărăm o apă minerală, un suc sau o bere, bani pe care îi recuperăm de îndată ce înapoiem recipientul la orice magazin din România, nu la același magazin neapărat. Și nu vom putea lua cei 50 de bani dacă nu i-am plătit înainte. Bun, deci asta cred, domnule ministru, că ar trebui să le spunem românilor. Când o să se sizeze ei la magazin că plătesc un pic mai mult pentru o sticlă de apă minerală, atunci să știe că, de fapt, apa aia minerală e cu tot cu garanția de la sticlă. Pentru că e un lucru pe care îl vor vedea, clar, 50 de bani în plus la o sticlă de 2 lei. Mai mult de atât, garanția va fi evidențiată separat și la raft, și pe bonul fiscal. Ea nu va fi purtătoare de TVA, cu alte cuvinte, nu va fi băutura mai scumpă. Ea va avea exact același preț, doar că în afară de costul acelei băuturi, vom plăti și garanția de 50 de bani pe care o recuperăm de îndată ce înapoiem ambalajul. Da, exact, pentru toate cumpărăturile pe care le avem, care se avem siguranța sau aveți siguranța, domnule ministru, că sistemul va funcționa începând cu 30 noiembrie, că fiecare magazin va plăti pentru câte 50 de bani pentru aceste recipiente și că va fi totul așa cum ar trebui să fie până la urmă? Aceasta este o obligație legală a tuturor punctelor de colectare și legea în România spune că orice magazin care vinde astfel de băuturi este obligat să și preia acele ambalaje. Bineînțeles că dacă nu vinde și un magazin vinde doar ziare sau alte bunuri, nu va avea această obligație, dar din verificările pe care le-am făcut, am constatat că marile lanțuri de magazine sunt conformate, multe dintre ele au și investit și au și pus în funcțiune sisteme automate de preluare a acestor recipiente, la fel cum am constatat că și micile magazine, fie că sunt în orașele mari, fie că sunt în mediul rural,
sunt pregătite, altminteri nici n-ar avea mare lucru de făcut decât să se înregistreze, să semneze acordul de colaborare cu compania Returo și să primească acele recipiente ori de câte ori cetățenii le înapoiază. Dar dacă cumva nu se întâmplă asta, sunt anumite sancțiuni sau cum acționați? Sigur că există sancțiuni, însă eu sunt ferm convins că nu vom fi nevoiți să aplicăm aceste sancțiuni. Eu sunt convins că va exista o conformare voluntară a comercianților în legătură cu sistemul garanție-returnare, pentru că interesul este unul comun. Sunt sigur că și proprietarii de magazine, mai mici sau mai mari, înțeleg importanța acestui sistem, înțeleg cât de important este ca toate cele 7 miliarde de peturi, de sticle sau doze de aluminiu să ajungă în fabricile de reciclare și nu în gropile de gunoi, unde ajung astăzi în cea mai bună situație, pentru că de multe ori ajung aruncate pe albiile cursurilor de apă, prin păduri, prin parcuri, și de la 10, 11, 12% grad de colectare separată, cât avem astăzi, din păcate. Acesta este adevărul, asta e performanța României, să ajungem în maxim 3 ani de zile la niște cifre care să depășească chiar și 90-95% dacă ne uităm la performanța altor sisteme de garanție returnare din Europa. Foarte ambițioase, foarte ambițioase planurile dumneavoastră, domnule ministru. O singură, o ultimă întrebare aș mai avea. Spuneați că cea mai mare provocare va fi legată de sistemul IT în ceea ce privește SGR-ul. Care sunt temerile? Este, totul este contra cronometru și știți cum e. Orice aplicație informatică are nevoie de un anumit timp pentru a fi dezvoltată, la fel cum are nevoie de un timp pentru a fi ajustată în măsura în care există încă erori, bug-uri, cum le numesc IT-știi. Și pentru că totul se întâmplă pe repede înainte, mi-a fost comunicat și faptul că e posibil să mai apară unele erori, însă eu sunt optimist și am speranța că și în măsura în care vor apărea astfel de mici erori, ele vor fi ajustate rapid, ele vor fi ajustate în timp real. Oricum, eu mă gândesc, domnule ministru, la panouri fotovoltaice, acum când spuneți de blocaje, poate să genereze un blocaj, nu? Sistemul. Acolo e un alt tip. Un alt tip, dar tot, na. E un alt tip de blocaj pentru că avem o decizie a unei instanțe de judecată. Nu, înainte, când se blocau, că se băgau sistemul foarte multe dosare. Nu, la sistemul informatic mă gândesc, nu la ce s-a întâmplat acum cu instanța. Eu cred că am învățat multe din propriile greșeli. Sistemul informatic al companiei Returo este dezvoltat de cele mai bune companii, de cei mai buni specialiști în acest domeniu, din informațiile care mi-au fost puse la dispoziție, și nu am niciun motiv în acest moment să nu fiu optimist și nu doar să știu că vom avea al doilea cel mai mare sistem de garanție returnare din Europa, începând cu 30 noiembrie, mai e atât de puțin timp, dar să și funcționeze în parametrii optimi. Exact, asta e, asta e miza. Mulțumim, domnule Fechet. Mergem mai departe acum, doamnelor și domnilor. O fabrică